Autogara Giurgiu, pe care o cunosc toți giurgiuvenii, este administrată de societatea Manic Service Auto SRL, condusă de Mariana Spirici. În cadrul ședinței Consiliului Local din 9 martie 2016, pe ordinea de zi, primarul Nicolae Barbu a introdus un proiect de hotărâre pentru acordarea avizului de funcționare a autogării unei alte societăți, Smaranda SRL, condusă de aceeași persoană care administrează și Libertrans și cu sediul social la aceeași adresă cu Libertrans. Atunci, conducerea actualei autogării, Mariana Spirici, a atras atenția consilierilor că Smaranda SRL nu poate primi aviz pentru autogară în locația actualei autogări, întrucât terenul se află în litigiu. Consilierii au înțeles și nu au aprobat proiectul inițiat de Barbu. În primul rând, supun la vot hotărârea și nu votați. Între timp, pentru că contractul dintre SC Manic SRL și societatea care deține terenul a expirat și din motive dubioase nu a mai fost prelungit, SC Manic a găsit o nouă locație pentru autogară pe strada Gării numărul 111, motiv pentru care, în data de 28 martie 2016, SC Manic SRL a depus la primăria Giurgiu o solicitare pentru eliberarea vizului de funcționare în noua locație. Cererea nu a ajuns la comisii pentru a fi dezbătută din motive necunoscute și nici nu a fost introdusă pe ordinea de zi a ședinței din 6 aprilie 2016. Consilierii locali au preluat cele sesizate de societatea Manic SRL și au solicitat primarului Nicolae Barbu să inițieze un proiect de hotărâre pentru eliberarea avizului. Să inițiați un proiect de hotărâre cu privire într-o ședință, extraordinară. Și această ședință extraordinară, în conformitate cu oportunitatea pe care o au cetățenii municipiului Giurgiu, să fie chiar și în această săptămână. Poate da, și mâine. Suntem de acord să facem urgent o ședință extraordinară. Dacă nu, stimați colegi, vă propun ca nu o trei minute. Domnul Dinu, gata, am înțeles despre ce vorba. Bun, haideți, sunteți de acord să facem o extraordinară în câteva zile? Mâine, da. Mâine. Puteți să vă luați ce vreți. Inițierea o fac eu. Și vreau să vă urmează procedura legală. Și dați-mi voie să aduc și argumente. Asta înseamnă rea credință, rea voință, etică. Încolțit, primarul Nicolae Barbu i-a acuzat pe consilier de trafic de influență, declarând că atât cât va fi primar, nu va da aviz de funcționare actualei autogări, deși firma Manic SRL deține toate documentele, licențe de funcționare, iar cel care poate decide soarta autogării de la Giurgiu este Ministerul Transporturilor. De altfel, administratorul SC Manic SRL, Mariana Spirici, a încercat încă o dată să-i demonstreze primarului că nu are niciun motiv pentru a nu-i acorda aviz, decât rea voință și distrugerea unei societăți comerciale care funcționează legal de 15 ani în Giurgiu. Sunt 7 familii, domnule primar, care trăiesc de pe urma acelei activități. Eu nu am decât activitate de autogar. Asta am făcut de 15 ani, de când eu am avut autogara Gitur, da? Care o știți foarte bine. Cunoașteți Odiseea, așa mi-ați spus într-una din discuțiile noastre, da? Eu v-am respectat, vă respect, v-am ales ca pe un om cu demnitate și onoare, dar mi se pare că v-ați transformat în acești 4 ani extraordinari. Deci nu știu de ce sunteți atât de vehement împotriva mea, deci categoric parcă este o rea intenție. Eu m-am zbătut și mi-am găsit o nouă locație, mult mai bună, sunt 2000 de metri pătrați, deci e o locație la foarte puțin. Ați spus că nu vreți la Tracu. Cineva dintre dumneavoastră a venit cu propunerea să se mute la Tracu. Ați spus dumneavoastră personal că nu este în afara orașului și nu este corect pentru cetățenii. Argumentele Marianei Spirici nu l-au convins pe primar, motiv pentru care consilierii locali au decis să inițieze ei un proiect de hotărâre în urma căruia autogara Giurgiu să primească avizul de care are nevoie pe noua locație. Domnule primar, l-ați acuzat de trafic de influență. Eu am vorbit cu dânsa la telefon, niciun fel de problemă, fiindcă vreau să intervin, să salvăm o societate și nu trebuie să vedem un faliment în favoarea altei societăți. Acum dumneavoastră venit și spuneți că de ce n-am dat avizul de funcționare la societatea Mândricelul de rândul trecut și acuzăm pe dânsa care are contract în momentul de față, deci omorâm o societate pentru ce? În momentul de față. Domnul consilier. Și ne acuzăm de trafic de influență. Păi nu mai cați din nou dumneavoastră, domnule primar, să știți. Că așa faceți, mă acuzați de trafic de influență, mâine voi vreau vă trezesc cu un denunț la DNA. Și colegii noștri. Eu am vorbit cu doamna ta. Am vorbit. Să știți că cum ați terminat prietenia, să știți. Inițiați procedură de hotărâre. Da, domnule primar, dar dumneavoastră ați spus că vreți să faci în așa natură încât să nu fie posibilă o aprobare de către Consiliu. Păi avem dreptul, dumneavoastră ce face de cu de două ori. Aveți dreptul să inițiați o hotărâre. Dar domnule, o facem astăzi. Luați.
faceți-o astăzi. Da? Dar tu nu vă spui că te amenință! Eu vă mulțumesc! Nu, pe mine! Băi, Nicu, lasă-mă frate, bă, Nicu! Să nu mai părțeliți, băi! Gata, s-a terminat! Da, mulțumim! Haideți că, oricum, inițiem un proiect pentru mine și vom convoca o ședință extraordinară, s-a promovat. Nu fac, băi, Nicu, că-l dă la dumneavoastră! Domnule, domnule, alții, această societate la care se referă domnul primar și de care ne acuză, în mod clar, misiunea consilierilor locali de a nu da autogara Giurgiu pe mâna altei societăți va fi însă destul de dificilă. Ei vor iniția un proiect de hotărâre pentru acordarea avizului pentru Sece Manic semnată de o treime din consilierii locali. Primarul Nicolae Barbu invocă întocmirea unui raport de specialitate în termenul legal de 30 de zile, deși acesta poate fi întocmit mult mai repede, pentru că legea specifică un termen de maxim 30 de zile. Există și un precedent, după cum arată documentele oficiale de la primărie, potrivit cărora societatea Zmarand SRL, care vrea și ea autogară, a depus la primărie pe 18 februarie cerere pentru eliberarea avizului. Tot pe 18 februarie a fost înregistrată și expunerea de motive semnată de primarul Nicolae Barbu și tot atunci a fost înregistrat raportul de specialitate semnat de directorul Direcției de Patrimoniu Cristian Trăistaru și vizat de Alexandru Vladu ca viceprimar. De fapt, potrivit legii 215 din 2001, la articolul 44, se menționează faptul că în cazul unei ședințe extraordinare convocate de consilierii locali, nu este nevoie de raportul de specialitate din partea executivului. Deci, de data aceasta, nu se poate pune nicio piedică în acordarea vizului pentru Sece Manic SRL.